O bătrână din municipiul Rădăuț nu a mai răspuns la telefon, iar acest lucru i-a alarmat pe apropiații femeii. Aceștia au sunat speriați la 112 cerând ajutor. Pompierii din cadrul detașamentului Rădăuț, împreună cu un echipaj Smurt și poliție, s-au deplasat pe strada Gheorghe Doja din municipiu, iar după ce au spart ușa, au găsit-o pe bătrână căzută pe jos, conștientă. Aceasta a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. În data de 11 noiembrie 2020, în jurul orei 12:30, detașamentul de pompieri Rădăuț a fost anunțat prin 112 despre o persoană care nu răspundea la domiciliu. S-a deplasat la locul intervenției modulul Smurt, ajuns și acolo s-a intervenit pentru deblocarea ușii de la intrare. Ulterior, intrându-se în locuință, a fost găsită o persoană de sex feminin căzută în locuință, fiind asistată de către echipajul Smurt, acordat prim ajutor și transportată la spital.